ziua și bine ați venit. Sunt doctor Andru Maria, managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman și am deosebită onoare de a vă avea ca oaspeți în această zi frumoasă de mai. Stimați invitați, dragi colegi, sub egida Spitalului Municipal de Urgență Roman este în sărbătoare. Avem plăcerea de a deschide prima ediție a Zilelor Spitalului Municipal de Urgență Roman, eveniment ce ne dorim să fie precedat de multe altele. Tema evenimentului va fi varia, iar manifestarea nu este decât o oportunitate de a aduce la oaltă cadre medicale, medici și asistenți de diferite specialități, cu scopul de a prezenta cele mai recente date referitoare la diagnosticul, prevenția și tratamentul afecțiunilor medico-chirurgicale în spitalul nostru. Ne dorim ca această manifestare să devină una tradițională, un adevărat prilej de reuniune științifică și de sărbătoare medicală, de asemenea, o modalitate de a stimula socializarea, colegialitatea și de a uni comunitatea medicală. La acest eveniment important pentru comunitatea locală și pentru viața medicală romașcană, participă invitați din centrele universitare București, Iași, Brașov, precum și reprezentanți ai structurilor publice din județ, care nu au rămas indiferenți la invitația noastră. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și aș dori cu această ocazie să vă prezint invitații de astăzi. Domnul primar, Laurențiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman. Vă mulțumesc. Doamna doctor Daniela Marcoci, director adjunct al SB-ului. Din partea Consiliului Județean, întâlnim doamna Emilia Arcan și este sosit domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Din partea Colegiului Colegiul Medicilor, domnul doctor Andrița Valeriu, întârzie și dumnealui. Din partea OAMMR-ului, domnul Puiu Sârbu. Îi mulțumim domnului primar, Laurențiu Dan Leoreanu, care a susținut, a sprijinit și a facilitat parcursul pentru obținerea de fonduri, contribuind astfel la creșterea calității serviciilor medicale acordate Spitalului Municipal Roman. Îl invităm pe domnul primar să ne adreseze câteva cuvinte. Să rămână bună ziua tuturor! Mă bucur să ne întâlnim la o astfel de manifestare, prima ediție a Zilelor Spitalului, în cadrul Zilelor Municipiului Roman, care se află, cred că mă aud, nu? Da. Adică eu mă aud sigur, nu știu dacă și dumneavoastră. Care se află la a șaptea ediție, în fiecare an, între 15 și 21 mai, sărbătorim Zilele Municipiului Roman, între zilele Episcopi Melchisedec, Ștefănescu și Sfinții Părați Constantin și Elena, protectorii municipiului Roman, pentru că pentru un oraș voievodal aveam nevoie de o sărbătoare a unor sfinți împărați. Iată, vă felicit pentru această inițiativă, o inițiativă care a început cu ceva timp în urmă și pe care am discutat-o, am dezbătut-o, am pus-o la punct cu oameni inimoși, conducerea spitalului, cu domnul doctor Arbătescu, șeful secției chirurgie, și m-a bucurat inițiativa, m-am alăturat imediat acestei activități și susținem această activitate. Mai ales că spitalul este una din instituțiile importante ale comunității noastre și ca domeniu de activitate foarte important pentru viața noastră a tuturor. De altfel, în ultimii ani, în Spitalul Municipal Roman, lucrurile s-au mișcat în bine. Peste 80% din secții au fost deja modernizate la standarde europene. Continuăm aceeași activitate și în anii următori. Avem proiecte frumoase. Unul din proiectele pe care le avem în programul de guvernare local este înființarea unui centru imagistic modern, de sine stătător, în sensul ca și construcție independentă. Un proiect generos, un proiect pe care deja îl avem pus la punct și ne bucurăm că mereu putem să venim cu lucruri noi. Pentru dumneavoastră, cei care vă desfășurați activitatea în acest spital, și vă urez la mulți ani și multă sănătate cu ocazia Zilelor Spitalului, dar și tuturor romașcanilor cu ocazia Zilelor Municipiului Roman. Și sunt convins că rezultatele din Spitalul Municipal Roman
sunt cunoscute din ce în ce mai mult, nu atât în municipiu, în județ, cât și în Moldova și în țară. De altfel, nu cu foarte mult timp în urmă, chiar președinta Consiliului Județean, doamna Emilia Arcan, spunea că Spitalul Municipal din Roman este unul din cele mai dotate spitale, care au fost cele mai bine administrate și îi felicita pentru modul în care am gestionat activitatea Spitalului Municipal din Roman, afirmând că este unul din spitalele de referință pe care cel puțin domnia sa le-a văzut. Și mulți alții care au vizitat și au intrat în spitalul nostru au afirmat că lucrurile s-au mișcat mult, în sens pozitiv, în ultimii ani. Acest lucru, sigur că, în primul rând, se datorează actului medical a tuturor celor prezenți aici, dar și a celor care, din diverse motive, nu sunt prezenți și au pus știință, inimă, suflet, dedicație, abnegație în Spitalul Municipal de Urgență Roman. Un proiect care, chiar în primul mandat, l-am finalizat, l-am gândit și dezbătut atunci cu domnul doctor Arbătescu și a reprezentat un punct de inflexiune în activitatea spitalului, este centrul de primire urgență, unul din centrele funcționale, unul din centrele bine puse la punct din regiunea Moldovei și, de altfel, investițiile au continuat și în anii următori. Așa încât toate demersurile, indiferent că s-au făcut la nivel de județ, în discuții cu diferiții președinți care au fost de-a lungul timpului, domnul Pruteanu, domnul Puliță Tărâță, Dumnezeu să-l odihnească, doamna Emilia Arcan, am găsit până la urmă ecou. N-a fost foarte simplu, dar lucrurile au început să se miște, inclusiv demersurile pe care le-am făcut la Ministerul Sănătății și de multe ori am fost și cu reprezentanți din conducerea spitalului împreună acolo, alte ori am fost singur și acolo am reușit să deblocăm anumite lucruri, să atragem bani, să atragem echipamente pentru spital, dar și alte parteneriate pe care le-am avut cu Italia, atunci când am adus aici la Roman tiruri cu echipamente, cu dotări pentru Spitalul Municipal de Urgență. De altfel și în momentul de față, spitalul se află cu secții în reabilitare, în modernizare și cred că nu peste foarte mult timp va putea fi inaugurată secția de psihiatrie a Spitalului Municipal. Mi-aduc aminte cu doamna doctor când ne întâlneam la secția de oncologie și discutam acolo pe acele trepte de ani de zile din spate, fără o copertină, am modernizat atunci ce am putut, iar acum se află într-o secție modernă. Această activitate foarte importantă, foarte implicată și emoțional, dar și din punct de vedere medical, oncologia. Sigur, fiecare dintre secții este foarte importantă, pentru că fiecare atinge o parte din funcționalitatea organismului uman și drept pentru care tuturor vă mulțumesc. Vă urez să aveți zile frumoase ale municipiului Roman, o sărbătoare frumoasă a spitalului, așa cum știu foarte bine că a fost organizată. Vă doresc mult succes, sănătate multă, să vă dea Dumnezeu numai bine și să vă bucurați din condiții din ce în ce mai bune. Sănătatea este o prioritate a mea și va rămâne așa. Doamne ajută, la mulți ani, sănătate și bucurie. Vă mulțumesc! Se spune că sunt unele cuvinte care zidesc, cuvinte care merg direct către sufletele oamenilor. Eu cred că așa au fost astăzi cuvintele domnului primar adresate către noi cei din Spitalul Municipal Roman, cuvinte care au zidit încă o dată, dacă mai era nevoie de așa ceva, speranța că oricând avem în domnia sau în sprijin. Îi mulțumim încă o dată domnului primar pentru cuvintele frumoase, pentru sprijinul și susținerea permanentă acordată de-a lungul timpului Spitalului Roman. În semn de recunoștință, vă rugăm să primiți din partea noastră o diplomă de excelență pe care o să vă acorde doamna manager. S-a întâmplat, eu o iau ca o obligație pentru viitor. Vă mulțumesc!
În continuare, o vom invita pe doamna doctor Daniela Marcoci să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule primar, după cum am promis, sunt iar la roman, pentru că marți am avut onoarea să devin o excelentă a romanului prin onoare făcută de Consiliul Local Roman și de domnul primar Leoreanu. Astăzi sunt aici, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră colegilor mei, medici, asistenți medicali, infirmieri, pentru tot ce faceți în aceste zile tulburi ale sistemului de sănătate. Dar se vede că se poate și se poate prin oameni, oamenii care sunteți dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă urez la mulți ani cu ocazia la Zilei Spitalului. În aceeași măsură mulțumesc oamenilor din administrație pentru că se cunoaște că s-au implicat. Și acolo unde oamenii pun suflet și pun mâna la muncă și pun, nu știu, capul la contribuție și banul la bătaie, ca, nu știu, probabil că am acoperit toate palierele, s-ar putea să mai fi omis, se cunoaște. Spitalul Roman, Spitalul Municipal de Urgență Roman, este un etalon al județului Neamț și de multe ori ne mândrim cu el acolo unde avem onoarea și ocazia să povestim despre ceea ce se întâmplă bun în județul Neamț. Asta se datorează dumneavoastră, așa cum am promis. Vă susținem în continuare atât cât ne este și nouă permis, atât cât putem noi. Și încă o dată vă doresc ca puterea, sănătatea să nu vă lipsească și să mergeți înainte pentru că faceți bine ceea ce faceți. Vă mulțumesc! Doamna doctor, și din partea noastră vă oferim o diplomă de excelență. În continuare, îl vom ruga pe domnul Puiu Sârbu, reprezentantul OAMMR-ului, să ne adreseze câteva cuvinte. Stimați colegi, distinși invitați, sunt onorat să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră la o manifestare științifică, parcurgând în schimb ceea ce se propune, cred că este mai mult decât o manifestare științifică, vorbim aici de o întâlnire socială, culturală și artistică. Provocările ce vor urma cu adevărat așează Spitalul Municipal de Urgență Roman acolo unde este locul, între spitalele de elită ale municipiului și, de ce nu, ale regiunii Moldova. În același timp vreau să vă felicit pe toți ceilalți colegi care în echipa medicală sunteți cu adevărat niște profesioniști, sunt mândru de dumneavoastră, stimați colegi, și în același timp vă doresc succes în tot ceea ce dumneavoastră veți realiza întotdeauna la patul bolnavului. Felicit, de asemenea, am lăsat la sfârșit organizatorii pentru modul deosebit în care au reușit să realizeze o manifestare științifică de înaltă ținută și mi-aș dori în continuare să fiu invitat și să participăm împreună și la, eu știu, cât vom fi de sănătoși și de puternici și ne va ține viața. La mulți ani încă o dată și mult succes manifestărilor! Domnule Sârbu, vă mulțumim încă o dată pentru tot sprijinul pe care ne-l acordați și vă oferim o diplomă de excelență. Vă mulțumesc frumos, sunt onorat. Când vorbim despre Spitalul Municipal de Urgență Roman, să știți că vorbim despre o poveste fără sfârșit. Un spital care are un trecut glorios, un prezent pe care ne-l dorim remarcabil și un viitor, sperăm, de succes. Vom da în continuare cuvântul domnului doctor Arbătescu, care ne va prezenta Spitalul Municipal de Urgență, Spitalul Roman, de fapt, așa cum era la începuturi. În primul rând vreau să vă spun că, într-adevăr, Spitalul Roman este o poveste. O poveste fără sfârșit, o poveste care a început acum 220 de ani, 218 ani. Și cred că, domnule primar, nu există un roman complet fără să discutăm despre această activitate care de-a lungul a două secole a reprezentat o bază, a reprezentat un lucru esențial pentru ca acest municipiu să se dezvolte. Spitalul Municipal, numit altădată Precista Mare, este povestea multor îngeri în halate albe care de-a lungul anilor s-au zidit în pereții acestui spital și în amintirea acestor icoane sfinte ale trecutului, medici și asistenți deopotrivă, propun
luând ca bază cuvintele din Horațiu, non omnis moriantur, nu vor muri cu totul, să păstrăm un minut de reculegere în memoria celor care, de-a lungul secolelor, au zidit acest spital. Vă mulțumesc! Iată un întâmplător în mijlocul romanului, în inima romanului. Și la început a fost mănăstirea Precista Mare, zidită la 1753 pe locul unei vechi biserici a lui Alexandru cel Bun și zidită de episcopul Ioanichie al Romanului. La început a fost un xenodoxiu, o casă de primire a bolnavilor, a celor care treceau prin Roman și aveau nevoie de odihnă. Apoi, la 1787, o bolniță cu un frate bolnicel, care trata și el după puterile lui, cu leacuri aduse de la șpițeriile armenești de la acea vreme din Roman. Este meritul unui mare episcop al Romanului și ulterior al Iașului, pe care îl vedeți aici, Beniamin Costachi, care a donat din averea lui 80 de pungi cu galben, adică 400 de galbeni, zidindu-se prima clădire a spitalului. Vedeți aici un tablou de epocă al unui mare pictor romașcan, Iliescu, care arată colțul din Roman, unde astăzi se află Spitalul Vechi, pe care noi îl numim Spitalul Vechi. Actul de naștere, așa cum există un ucaz al lui Roman Vodă, de la care numărăm noi anii orașului, avem o catagrafie a șpițeriei Spitalului Roman, semnat de primul farmacist al Romanului, Andreas Wolf, și doctorul Josephus Mür, la 1798, la 1 aprilie. Aceasta este data de naștere a Spitalului Roman. Iar primele clădiri au fost spitalul și șpiceria. Iată cum a evoluat numărul de paturi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 10 paturi în 1798 și 40 de paturi în 1839. Iată primii directori ai Spitalului Roman. De fapt, la acea vreme era un singur director și, uitați în ce interesant, primul cadru mediu sanitar al Romanului s-a numit Gheorghe Viorescu și a fost angajat al spitalului între 1825-1863. Vătaf de poslușnici se numea Gheorghe Viorescu. Josephus Mür a fost un austriac cu studii la Viena, care a ajuns cu armatele austriece după războiul austro-turc din 1788-1792 și a venit la Iași, a fost medic în Iași, apoi medic la Roma în timp de 8 ani. I-au urmat doi transilvăneni, Simeon Ramonțan și Dimitrie Samurcaș, cu studii la Budapesta, care au fost următorii doi directori ai spitalului. Apoi, un om foarte important al istoriei acestui spital, dr. Nicolae Chiriacopol, care la Roman, în 1827, scrie prima carte de obstetrică cunoscută în spațiul românesc. Deci primul manual de obstetrică, numite Sfaturi pentru femeile cele, 12 sfaturi pentru femeile cele îngrecate, a fost conceput de doctorul Nicolae Chiriacopol în 1827 la Roma. A urmat unul din cei mai longevivi directori ai spitalului, Alexandru Teodori, 1829-1863, om care avea facultatea de filozofie, facultatea de medicină, care a avut 30 de ani în grijă prima școală generală din Roma, în școala generală actuală numărul 1, pentru că trebuie spus, și să o spunem de la început, medicii care au fost de-a lungul timpului în Spitalul Roman au fost întotdeauna niște medici cărturari.
Sunt medici care au avut studii și în alte domenii, sunt medici care au scris, sunt medici care au compus muzică, sunt medici care au pictat. Deci întotdeauna activitatea medicală a avut o conotație artistică și Spitalul Roman a fost întotdeauna pentru orașul roman un focar de cultură. Au existat de-a lungul timpului și medici secundari. Ca o idee separată, să știți că Spitalul Roman a fost inițial în subordinea Mănăstirii Precista Mare. Ulterior, după preluarea Bisericii Precista Mare de către Epitropia Sfântul Spiridon, a trecut ca subordonare și ca finanțare la Epitropia Sfântul Spiridon. Din 1838. Dacă din primii ani nu cunoaștem foarte multe lucruri, primul raport dat, numit Generalnica Vidomostie, adică dare de seamă Vidomostie, datează din 1833, de pe vremea lui Alexandru Teodorii, când în acel an au fost 210 pacienți la spital, cu o mortalitate de 3,5%, însemnând 15 pacienți pe fiecare pat într-un an. Acesta este primul raport dat Epitropiei Sfântul Spiridon de Roma. Iată, după aceea pătrundem în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, unul dintre cei mai importanți medici ai romanului, îi scriu biografia de vreo 2 ani, dr. Vafrino Marini, un italian naturalizat român, este unul din cei mai importanți medici ai spitalului din toate timpurile pentru faptul că a fost primul chirurg diplomat cu doctorat în chirurgie luat la Bologna, a fost un om care a operat în 1860 cu anestezie cu cloroform, când în țara aceasta, când în regat exista doar Gheorghe Turnescu la București și Ludovic Rus senior la Iași, el a fost al treilea medic chirurg cu diplomă al acestei țări și care a introdus printre primii anestezia cu cloroform. Eu, ca și chirurg, mă simt responsabil de faptul că sunt într-un șir de medici chirurgi aproape fără întrerupere de 160 de ani. Nu e puțin pentru niciun spital din această țară, dar în orice caz, noi la Roman avem această puternică tradiție chirurgicală pe care trebuie să o onorăm și să o urmăm. Dr. Mihail Burada, unul din medicii artiști ai acestui spital. Doctorul Mihail Burada a avut 3 facultăți făcute la Viena și la Budapesta. A fost facultatea de medicină, a fost facultatea de științe naturale, a fost conservatorul din Budapesta. Pe lângă faptul că a ținut ani de zile, vreo 30 de ani de zile, ore de științe naturale, geografie și muzică la Liceul Roman Vodă, Mihail Burada a fost un mare medic internist și, în același timp, un compozitor. Îmi pare rău că nu am reușit, dar poate că noi, cei de la istoria medicinii, o să reușim odată să auzim o foarte frumoasă piesă al lui Mihail Burada, numit Frumoasele Romanului, scrisă la 1888. Iată un moment important. Noul spital. Vechiul spital ajunsese, deși în 1842 se reconstruise și avea clădirea cu etaj, cu 4 saloane, era cu totul neîndestulător pentru volumul de muncă pe care îl impunea situația la acea vreme. Și atunci, Epitropia Sfântul Spiridon a hotărât construirea unui spital nou, unul din cele mai frumoase spitale la acea vreme din țară, construit după planurile arhitectului Alexandru Constantinescu, în stil neoclasic, dar cu elemente romantice. Construcția a fost realizată de către consorțul Bercu din Iași, inaugurat la 28 mai 1881. Costul de 900.000 lei aur plătiți de Epitropia Sfântul Spiridon. A urmat un alt mare chirurg al romanului, dr. Constantin Mârzescu. 1909-1916 a funcționat la Roman, împreună cu o serie de medici secundari. Paranteză. Prima școală, primele cadre medii sanitare la Roman au fost, deci prima,
Promoția a fost la 1885. De la 1885 noi avem învățământ sanitar mediu în Roman. Pe lângă Spitalul Roman a fost prima școală. Spitalul avea 60 de paturi, a fost un foarte bun organizator, ulterior a plecat la Iași și a fost primul profesor de oncologie ginecologică la Cuza Vodă, Constantin Mărzescu. După război, spitalul avea două secții. O secție de interne, condus de Petre Nicolaescu, precursorul interniștilor de astăzi, a fost Petre Nicolaescu, un internist, care, în paranteză fie spus, a fost și primul președinte al Colegiului Medicilor din județul Roman, ales la 1930. Deci primul președinte al Colegiului Medicilor a fost Petre Nicolaescu. Alături de el, la secția de chirurgie, a fost dr. Ion Bădărău, care în 1928 pleacă la București și ajunge profesor la Spitalul Viting din București. Alt mare chirurg al Romanului. După aceea intervine o mare criză. Epitropia falimentează în bună măsură, nu mai reușește să țină, și o să vedeți într-o altă lucrare care va urma nu peste mult timp, cum se organiza financiar epitropia, dar intră într-o mare criză în 1929, iar spitalul se închide. Și iată că în acea perioadă, între 29 și 35, primăria finanțează spitalul anual cu 1 milion de lei. Situația a fost groaznică, a fost imposibilă. Practic, la acea vreme, spitalul era quasi închis, mai avea 10 paturi. Iar salvarea a venit de la Ministerul Sănătății, care, încheiind în 1937 un contract cu Epitropia Sfântul Spiridon de închiriere a spitalului din Roman pentru 10 ani, deci până în 1947, urmând ca ulterior să redea Epitropiei înapoi, a modernizat urgent spitalul. În 1937, spitalul se redeschide cu 130 de poste, 40 de paturi, cu 3 secții, chirurgie interne și contagioase, și cu un director extraordinar, unul dintre cei mai buni directori pe care i-a avut Spitalul Roman și cu ajutorul căruia a traversat 3 perioade importante de criză, a fost doctorul Nicolae Fălcoianu, care ulterior, în 1941, obține 240 de paturi și iată primele 4 secții ale Spitalului Roman, chirurgie interne, contagioase și maternitate. Iată și personalul acelei perioade, sunt nume importante, nu le mai repet, le vedeți scrise, ale acestui spital din acea perioadă. Și urmează perioada de după anii, 1947-50, perioada în care spitalul se transformă într-un spital complex, cu multe secții, cu mulți doctori. Între 1950 și 1990, în Spitalul Roman au fost de 10 ori mai mulți medici decât au existat în toată istoria ei de dinainte de 1950. N-am să-i numesc pe mulți dintre ei, i-ați avut mentori, pe mulți dintre ei v-au luminat începuturile meseriei de medic, deci n-am să fac o trecere în revista perioadei moderne a Spitalului Roman. Ceea ce vreau să vă spun este doar atât. Acestor oameni în halate albe, minților și mâinilor lor de aur, sufletelor lor chinuite de suferința și grandoarea existenței de medic, le datorăm atât de mult. De aceea icoanele lor trebuie păstrate și cinstite. Medicina la Roma nu mai e de mult o simplă activitate, e deja, datorită icoanelor vii ale trecutului, o poveste fără sfârșit. Actual despre
Spitalul Municipal de Urgență Roman este o unitate sanitară cu paturi de gradul 3, spital acreditat în iulie 2015 de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, prin ordinul numărul 119 din data de 23.03.2016. Spitalul Municipal Roman asigură asistență medicală de specialitate spitalicească și ambulatorie pentru populația municipiului Roman și cele 28 de comune arondate, în total aproximativ 200.000 de locuitori. Din 2010 are 666 de paturi destinate spitalizării continue, 20 de paturi destinate spitalizării de zi și 30 de paturi pentru însoțitori. Structura organizatorică a Spitalului Municipal Roman, aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății numărul 721 din 2010, cuprinde 12 secții, 8 compartimente, un laborator analiză, un laborator de radiologie și imagistică medicală, structura de primiri urgențe, serviciu de anatomie patologică, farmacia cu circuit închis și aparatul funcțional. Spitalul Municipal are încadrate un număr total de 247 de persoane, din care 725 persoane își desfășoară activitate pe linie de prestări servicii medicale, 92 de medici, 405 asistenți, 229 îngrijitori brancardieri, infirmieri, 122 persoane își desfășoară activitatea în cadrul aparatului funcțional, TESA, muncitor, portar, liftier. Principala sursă de finanțare a spitalului este din venituri proprii, astfel venituri încasate din contractele încheiate cu Casa Neamț, venituri încasate din contractele încheiate cu DSP Neamț, alocate de la bugetul de stat, venituri încasate din contractele încheiate cu DSP Neamț, alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății, venituri din prestări servicii, sponsorizări, subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital, venituri din dobânzi. Viziunea, misiunea și valoarea spitalului sunt: dorim să generăm în permanență plus valoare, să contribuim la îmbunătățirea continuă a actului medical, să diversificăm serviciile oferite populației, dorim să oferim imaginea unui spital modern care să satisfacă cerințele și necesitățile populației arondate, dorim să fim un spital eficient, bine dotat, cu personal motivat, bine pregătit. Misiunea noastră este de a implica major în îmbunătățirea stării de sănătate a comunității urbane și rurale. De asemenea, valorile sunt profesionalism, performanță, grijă față de om, transparență, accesibilitate. Din 2010, în urma descentralizării, Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost preluat de Consiliul Local al Municipiului Roman. Astfel a început un proces de reabilitare și modernizare a secțiilor Spitalului Municipal Roman. Imaginea Spitalului Municipal înainte de realizarea lucrărilor de reparații capitale la exterior, iar acestea sunt imaginile după efectuarea lucrărilor de reabilitare, Spitalul Nou, lucrările la acoperișul spitalului. Din 2010 s-a dat în folosință Centrul Primirii Urgențe, care a fost organizat conform Ordinului 1706 din 2007. Acestea sunt imagini din CPU. În 2012 s-a inaugurat secția de chirurgie, chirurgie, ortopedie infantilă și ortopedie. Imagini din secția de chirurgie infantilă, fiind o secție de copii cu animăluțe, cu camera de joacă. Secția de chirurgie, imagini de pe secție, din sala de pansamente, din secția de ortopedie, sala de pansamente, aseptic și septic. De asemenea, laboratorul de analize medicale a fost și el reabilitat în 2012, cu analizatoare, cu microscoape, cu bacteriologia. Secția de terapie intensivă tot în 2012 a fost inaugurată, iar anul acesta s-au achiziționat paturile speciale pentru secția de ATI cu ventilatoare mecanice, monitoare, blocul operator unic, unde își desfășoară activitatea sălile de operație pentru chirurgie, obstetrică, ginecologie, ortopedie, chirurgie infantilă, ORL, oftalmologie, tot ce înseamnă secții chirurgicale. Au fost schimbate lavoarele, s-au achiziționat mese de operații,
lămpi scialitice, o imagine cu în sala de operație de la ortopedie, o pacientă în care urma să fie protezată, o proteză de șold. De asemenea, în 2013-2014, triajul central, ascensoarele și garderoba au fost inaugurate cu sistem de cartelare la intrare în triaj, lifturile. În tot 2013-2014 au fost reabilitate pediatria, bolile infecțioase, spălătoria, blocul alimentar. La pediatrie doar reparații capitale exterior, bolile infecțioase pe lângă reparațiile exterioare și modernizarea, igienizarea interiorului. Spălătoria, un calandru cu mașini de spălat noi, achiziționate, cu uscătoare, de asemenea blocul alimentar modern, parcarea în 2014 a fost inaugurată cu sistem de cartelare la intrare în spital. Secția de medicală a fost inaugurată în 2015. Astea sunt niște imagini înainte de modernizare și după modernizare, igienizare, cum arată secția. Obstetrica, ginecologia, sala de naștere, înainte de modernizare, înainte de 2015, imagini, cum arăta sala de naștere, cu iubetele unde se spală medicii înainte de a intra în sala de operație, se spăla. Și acum modernizat, cum arată secția de obstetrică, ginecologie, blocul de naștere, cât de modern este, neonatologia, da, tot în 2015, s-au achiziționat incubatoare mobile, secția de oncologie tot în 2015, psiatria, 2015 la sfârșit, 2016, s-au realizat reparații capitale și șarpanta. Interiorul curții la psiatrie, unde pacienții ies la aer. Farmacia, în 2016, a fost inaugurată în farmacie cu circuit închis. Foarte modern. Și secția de radiologie, care încă n-a fost inaugurată pentru că așteptăm avizul de la CNCAN să putem pune în funcțiune aparatul de radiologie complet digital, nou achiziționat, acesta este. Toate acestea au fost posibile cu sprijinul Primăriei Municipiului Roman, al Consiliului Local Roman și al Consiliului Județean Neamț. Proiecte de viitor. Înființarea Centrului de Imagistică, CT, RMN, Mamograf, înființarea compartimentului de îngrijiri paliative, a unui cabinet de bucă maxilofacial, a chirurgiei plastice și chirurgiei vasculare, introducerea de noi tehnici chirurgicale, dotarea blocului operator și ATI cu aparatură de ultimă generație, reabilitarea termoenergetică și modernizarea policlinicii, continuarea modernizării infrastructurii spitalului la nivelul secțiilor de ORL, endocrinologie, recuperare și anatomie patologică, o stație de epurare a apelor uzate, și, ce este și foarte important, reluarea activității mașinii timp smurt. Vă mulțumesc! Îi mulțumim, doamne manager, pentru frumoasa lucrare și mai ales îi mulțumim pentru că ne-a făcut să ne simțim mândri că lucrăm în acest spital. Înainte de a da cuvântul domnului profesor Lucian Strochi, permiteți-mi să vă aduc la cunoștință că imediat după pauza de cafea va avea loc sesiunea de istoria medicinei și de management sanitar. Este o sesiune inedită pe care ne-am gândit să o introducem în programul nostru. Și cu această ocazie rog invitații noștri și colegii prezenți în sală să ne onoreze cu prezența lor și la această sesiune, pentru că promitem că va fi o sesiune foarte incitantă. După această sesiune vă invităm la dineul festiv. În continuare,
Îl rugăm pe domnul profesor Lucian Strochi să ne prezinte și o altă fațetă a personalității medicilor în lucrarea intitulată Medici scriitori, scriitori medici. Primit invitația să țin o conferință, m-am apucat spaima. Și acest lucru de ce? Nu mai ținuse de 12 ani o conferință, prima și ultima de importanță celei de azi, era la Atena, când un grup de prieteni militam pentru limba balcanică, ca limbă comună. Și atunci comunicarea mea s-a numit limba paternă și încercam să demonstrez că limba română, având cuvinte împrumutate din greacă, din turcă, din sârbă, din bulgară sau ceva, este o limbă balcanică. Și sugeram în glumă, dar și în serios, să fie considerată o limbă internațională pentru toate aceste țări. Astăzi mă aflu într-o situație groaznică. Și să vă spun de ce. În primul rând, dumneavoastră care sunteți oameni cu carte, care ați citit mii de tratate și sute de mii de studii, mă veți înțelege. Există 40.000 de scriitori medici în lume. 40.000, populația unui oraș. Numai atestați ca membri ai Uniunii Scriitorilor din România sunt peste 400. Și atunci vă întreb, în limita rezonabilă de timp, de 20 de minute cel mult, ce puteam face. Și atunci mi-am imaginat, mi-am spus că singura mea soluție, singura mea scăpare, e să fiu scriitor. Și atunci mi-am imaginat cam cum ar fi o conferință, care să nu fie conferință, și totuși să vorbesc despre acești medici scriitori, veți vedea, veți avea câteva surprize de scriitori mari, despre care poate nu știați că sunt medici, și oricum, vă spun, peisajul este extraordinar. Să pătrund alături cu dumneavoastră într-un scenariu, sper să vi se pară agreabil. Stăteam îngândurat pe o bancă în parc, privind trecătorii ce treceau nepăsători pe lângă mine. De obicei, atunci când vreau să fiu singur, sigur se găsește cineva să mă salute, să mă întrebe ceva. Acum aș fi vrut să nu fiu singur, dar nimeni nu mă băga în seamă. Tocmai mă pregăteam să mă ridic și să plec, când s-a apropiat de mine un bărbat, relativ tânăr, cu părul dat pe spate, cu un monoclu la ochiul drept, ușor fumuriu, și care mi-a spus complice, fără un salut prealabil. Nu e dracu chiar atât de negru. Am tresărit. Domnul din fața mea semăna uluitor cu Bulgakov. Mihail Afanasievici. Am tresărit din nou și mai puternic. Tinere domn, dumneata care ești doctor în fantastic, ar trebui să știi că timpul, totuși, de unde știți la ce mă gândeam? Tinere domn, de la o vârstă înveți să citești și ceea ce nu e scris. Să deslușești gândurile oamenilor, chiar când ele nu sunt încă gândite. Și cu toată prietenia, la ce mă gândesc acum? Prea multe gânduri, dar am să încep să le deslușim. Te gândești că peste 3 zile vei susține la Roma o conferință despre medici, scriitori, scriitori medici și încă nu știi cum să începi. Te-ai gândit la sute de nume, la colegii mei și acum nu știi la care să te oprești, pe care să-i alegi. Te-ai gândit și la mine și m-am grăbit să vin la întâlnire. Te-ai gândit, te-ai mai gândit și cum să legi cele două profesii, ce au ele în comun și ce le desparte. Apoi să împarți această cabală ca pe niște criterii cât de cât acceptabile, promit să te ajute.
De acord, dacă accept jocul, înseamnă că ești maestru. Și maestrul, și diavolul, și ofițerul din garda albă, și unul din ouăle fatale, și o inimă de câine, și domnul Molière, și Zoica și casa ei, și turban de ziua lui, și ștergat de cocoș, și un bigot din cabala bigoților, și un personaj din roman teatral. După cum vezi, poți expedea opera de viață unui scriitor într-o frază. Ca să-ți răspund la cealaltă întrebare nepusă, atât medicul, cât și scriitorul contrazic natura, o corectează, o umanizează, o înnoiește. În fine, începe această conferință cu mine. Nu mă va deranja dacă mă crezi diavol. Și poate și sunt. Nu am scris eu diavoliada. Am promis să te ajut și diavolul se ține de promisiune. Și cum vom proceda? Din aproape în aproape. Ne întâlnim cu un domn pe care sigur îl cunoști și care are întotdeauna soluții neașteptate pentru cele mai neașteptate probleme. Iată-mă un nebun simpatic. Măcar ăsta nu se crede Napoleon sau Sfântul Petru, Ștefan cel Mare sau Eminescu. Urmează-mă și nu te gândi la prostii. Hai în bibliotecă. Nu știam ce să cred. Bulgakov sau diavol sau maestru sau, mă rog, un personaj se opri în fața unui raft unde se găseau următoarele cărți. Un studiu în roșu, semnul celor patru, aventurile lui Sherlock Holmes, memoriile lui Sherlock Holmes, câinele din Baskerville, întoarcerea lui Sherlock Holmes, Valea Terorii, ultima reverență, arhiva lui Sherlock Holmes. O primă ciudată. Urmau și altele, dar cu coada ochiului nu am putut mai descifra decât o lume dispărută și mașina de dezintegrat. Un bărbat ușor ironic, cu ochii aproape închiși, de parcă ar fi vrut să ne filtreze, ne aștepta la capătul raftului. Permiteți-mi să mă prezint. Sunt doctor în medicină, Sir Arthur Conan Doyle. V-ați oprit la raftul unde își doarme somnul de veci, dușmanul meu de o viață, Sherlock Holmes. El m-a împiedicat să fiu un medic. Medicul despre care s-ar fi auzit și azi. I-am spus mai memele cândva. Mă gândesc de să-i vinde capul, să-i vinde, mulțumesc, să-i vinde capul lui Holmes. S-o închei odată cu totdeauna pentru el. Am reușit să-l execut în ultima problemă, dar publicul l-a resuscitat și a trebuit să-l învin. Avantajul de a fi personaj. Prietenul și colegul Mihai Afanasievici m-a delegat să vă însoțesc în continuare. Știți, și eu am votat cu fantasticul și cu spiritismul. Am observat că Bulgakov dispăruse sau se ascunsese după rafturi. S-a format un vârtej teribil, o tornadă care m-a împiedicat să văd ceva și care, din fericire, s-a oprit la fel de repede cum un pornus. Când totul s-a luminat, ne găseam în vecinătatea stației de metro Marcadet, Poisonier, nu departe de Montmartre și de biserica și de Bazilica Sacré-Cœur. Strada părea însă necunoscută. Eugen, sigur. Da, chiar eu sunt la dispoziția domnilor voastre. Mi-am murmurat numele, iar Sir Arthur Conan Doyle a salutat spus și atât. Vă știu prea bine, domnilor. Știu de pildă că dumneavoastră vreți să vorbiți într-o conferință despre medici scriitori. Așa e. Dar nu uitați că pe lângă misterele Parisului, pe care le-au citit toate de mazelele, am scris și alte lucruri chiar la fel de interesante. Chiar nu, Piratul, Atarbiul, Salamandra, Lotreamon, Jean Cavalier, Le Fanatic de Chevet, patru volume, domnilor. Matilda și Evreul Rătăcitor, 10 volume. Cine mai scrie azi o operă în 10 volume? Vă deranjează dacă vă voi încredința unui prieten bun, cât de curând, din păcate, jurnal de bani îmi așteaptă foile tomă. Într-adevăr, în scurt timp am întâlnit cu un bărbat ce părea server, dar care ne deveni simpatic din prima clipă. Domnilor, în fața dumneavoastră se găsește William Somerset Maugham, celebru cândva, azi un autor aproape uitat. Nu e chiar așa. Cine n-a citit Robbie sau Luna și 2 ani și jumătate? Și 2 bani și jumătate? Sau vacanță de Crăciun.
E adevărat, dar eu am scris și prăjituri cu bere și scheletul din dulap, vălul pictat, vila de pe colină, pe muche de cuțit, 4 volume de povestiri, 6 piese de teatru, între care Cercul și Un om de onoare s-au jucat pe toate scenele lumii. Am scris și 3 volume de memorialistică și în plus, domnilor. Am studiat literatura și filozofia la Heidelberg, medicina la Londra. Așa că vă solicit o reparație morală. Și acum se traversă. Traversară, dar din păcate mă opri un cetățean îmbrăcat cam ciudat, cu o bonetă roșie prea largă și care semăna cu nobilul florentin scăpătat. Te dau în judecată, domnule, mi se adresă direct cu intenția pătită de a provoca un scandal. Nu înțeleg. Numele meu este Teofrast Philippus Aureolus Teofrastus Bombatus von Hagenheim, supranumit Paracelsus. Știi cine sunt eu? Nu tocmai. Domnule, eu sunt monarhul Arcanei, filozof al monarhiei, prinț al spagiriților, astronom șef, medic eminent, trismegit al tainelor mecanice, profesor de medicină și chirurgie la bază, supremul paznic al pietrei filozofale. Cum ți-ai permis să dai crezare infamului Iohannes Oporinus atunci când îmi atribuie cuvintele? Eu singur știu că domnia veșnică a minții va aparține de-a pururi. Ca mea va fi veșnic gloria și onoarea. Nu eu mă laud, ci chiar natura mă laudă pe mine, căci eu m-am născut din ea. Din sânul ei, din sămânța ei, și urmez fără șovăie. Ai scris sau nu asta în cicatricea lui Paracelsus, opera dumitale? Am scris, dar am reprodus un fragment dintr-o carte apărută mai demult. Și apoi, dacă ați citit cu atenție povestirea, ați văzut că m-am pus într-o relație frumoasă cu Jorge Luis Borges, unul din mari scriitori ai lumii, într-un dialog de aleasă ținut. Mă rog, poate că e așa, dar Borges al dumitale nu e nici măcar medic. E adevărat, dar vă aduc aminte că ce v-a scris Borges într-o scrisoare în legătură cu ilustrul său înaintaș. Ca să te pot salva, ca să mă salvezi și pe mine, am scris Roza lui Paracelsus. Marile spirite își pot împrumuta numele lor unor flori. De ce s-ar face asemenea lucruri numai cu teoreme, postulate, principiile și legile? Un mare scriitor își creează predecesorii. Îi creează și într-un anume fel îi justifică. În acest fel pot spune cu îndreptățite mei că sunt mai bătrân ca tine, că existi numai datorită inspirației mele. După cum, la rândul meu, sunt creația ta, emanația ta. A scris Borges asta despre mine, atunci ești iertat. Scrisoarea n-a ajuns la mine, poștașul ăștia. Rătăcesc întotdeauna scrisorile esențiale. Dar dacă vrei să mai scrii vreodată despre mine, nu uita două lucruri. Că mi-am luat doctoratul în medicină la Ferrara, pe vremea când studia acolo și Copernic, și că am scris Arsa Alchimica, 7 tratate în care se vorbește despre natura, știința și arta spaglinică. Pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o, meri să te întâlnești cu prietenul meu, Michel. Michel de Nostradamus. Să mergem, deci. L-am întâlnit, așa cum ne așteptam, la Serenii. Părea destul de trist. Cât de greșit mi se traduc centurile și catremele. Mi se întorc până și literele. Dacă te duci la Roma și te întâlnești cu concrații mei, salută din partea mea și citește-le aceste 3 catrele. Le-am scris grăbit cu gândul că dacă nu înțeleg cineva, Nostradamus îi va lămuri. Aici deschid o mică paranteză. Aceste catrene îmi aparțin. Ele sunt scrise în stilul lui Nostradamus și se vor un modest omagiu adus micii Rome, adică municipiului Roma. La jumătate de mileniu, fără jubileu, de când mă odihnesc în Empireu, în mica Romă, cu sanglier în herb, numele meu e mândru ca un cer, îl pomenesc în șoaptă toți confrații, veniți cu toții pentru o conferință,
vorbind despre soluții, operații, aniversând o casă fără suferință. Iertare cer pentru limbaj obscur, ca trenele, centuriile sunt traduse, un viitor nu roz, dar nici prea dur, da, vremurile încă nu s-a puse. Primele două versuri au decodarea, sau primele trei, la jumătate de mileniu fără jubileu, jumătate de mileniu 500 de ani, jubileu, termenul ebraic, 50 de ani, deci 500 fără 50, înseamnă 450 și este vorba de anul 1566, noi aprindu-ne în 2016. Și, în fine, în mica Romă, cu sangrier în perm, aici deschid o mică paranteză, am fost unul din cei care m-am luptat pentru vechea stema a romanului, care arăta mistrețul, și asta nu însemna că i-am făcut pe romașcani porci, așa cum a plătit cineva, ci din potrivă, sangrierul, acel mistreț heraldic, este animalul viteaz care înfrânge orice dificultate, care atacă și care, într-adevăr, este unul dintre cele mai nobile animale. Cer scuze pentru paranteză. Când am ridicat privirea, nu, spuneți-mi, acum sincer, vreți să continui sau credeți că e ceva? Da? Sincer? Bun. Când am ridicat privirea, cei doi prieteni erau de acum departe pe o potecă ce ducea spre o pădurice de mestece. Eram singur, recunosc, puțin dezorientat. Mă salva pentru a doua oară Bulgakov. Lume bună, lume bună, dar să lăsăm vorba, să ne grăbim. Întârziem la ședința de partid. Ședință de partid? Ce partid? Și pentru ce? Parcă ai fi de pe altă lume. Ședință de partid comunist al Uniunii Sovietice. Ședință de excludere. Și cine vor fi excluși? Trei tovarăși. Anton Pavlovich Cehov, Vasile Aksionov, Vikenti Veresaev. Văd că toți sunt scriitori medici. Așa e. Tovarăși Stalin nu-i mai iubește pe medici. Au vrut să-l otrăvească cu scrierile lor otrăvite. Nu înțeleg. Îți explic imediat. Uite Aksionov. Părea un tovarăș pe linie. S-a apucat să scrie colegii. Trebuia să scrie tovarăși. A scris portocale în Maroc. Trebuia să scrie livada cu vișini. Ce? Noi depindem de exportul din Maroc? A scris insula Crimea. Nu trebuia să o scrie. Insula Crimea e încă un subiect sensibil. A scris bărbați și femei volteriene. În loc să scrie bărbați și femei leniniste, staliniste, sovietice. A scris, zâmbiți vă rog. Dar ce, până la comanda lui, nu se zâmbea? A scris biletul înstelat. Trebuia să scrie, cu Gagarin, graduit în jurul lumii. A scris dragoste pentru electricitate. Trebuia să scrie electricitate și puterea sovietică. Bine, dar Cehov, cu Cehov e și mai grav. Toate scrierile lui trebuie rescrise sau măcar repotezate. Să începe cu povestirea. A scris muzicii. Corect ar fi fost calcozici. A scris Stepa. Trebuia să scrie grădina noastră. A scris Logonica. Trebuia să scrie mama eroină. A scris Arhiereul. Trebuia să scrie secretarul de partid. A scris Omul cu Carapace. Trebuia să nu scrie povestea asta. A scris Ioara lui Rothschild. Trebuia să scrie pianul lui Tchaikovsky. A scris Călugărul Negru. Trebuia să scrie Soldatul Roșu. A scris Salonul 6. Trebuia să scrie Salonul 1907. A scris Casa cu Mezanin. Trebuia să scrie Barocul Stalinist. A scris Sergentul Pribișcev. Trebuia să scrie Generalismul Stalin. A scris Grasul și Slavul. Trebuia să scrie Toți suntem la fel. A scris Cameleon. Trebuia să scrie Tigrul Siberian. A scris Vânătorii. Trebuia să scrie Aviatorii sau Inginerii.
A scris doamna cu cățelul, trebuia să scrie doamna cu Volga. A scris ordinul Ana, trebuia să scrie ordinul Lenin sau ordinul Pabeda. Canutele a scris chibritul suedez, trebuia să scrie chibritul moscovit. A scris Trăian, trebuia să scrie Trăiminemi, a scris viața mea, trebuia să scrie viața noastră. A scris un duier, trebuia să scrie luptări pentru pace sau miru, mir. A scris dramă la vânătoare, trebuia să scrie comedie în pădure. A scris povestirile melpomene, trebuia să scrie povestirile matrone. A scris povestiri pestrițe, trebuia să scrie cu mâinile curate. A scris livada cu vișini, trebuia să spună livezile cu poame. A scris pe pescărușul, trebuia să scrie vulturul bărbos. A scris unchiul Vanea, trebuia să scrie unchiul Vanea, mătușa Catușa și cei 10 copii ai lor fericiți. A scris Ivanov, trebuia să scrie Stapanov sau Miciul. A scris câte cu lebe, trebuia să scrie câte cu privighetori. A scris trei surori, trebuia să scrie trei surori și trei frați. A scris Jubileu, trebuia să scrie viitorul mileniu. A scris Demonul Pădurii, trebuia să scrie Tatul și Grafic. A scris Surs. De ce? A scris Nunta, trebuia să scrie Nunta și Botezul. A scris Tragedian fără voie, trebuia să scrie Tragedia optimistă. Bine, dar Cehov a murit în 1904, înainte de Marea Revoluție, în octombrie 1970. Nu are nicio importanță. Trebuia să se orienteze. Și Veresaev, cazul lui Vicenti, Vicentevici, Smidovici, ce spunea Veresaev, e cel mai grav din toate. A scris Războiul Civil. Trebuia să scrie Războiul pentru apărarea patriei. A scris Jurnalul unui medic. Trebuia să nu-l scrie. A scris În impas. Trebuia să scrie În impas capitalismul. A scris Povestiri de război. Trebuia să scrie Pacea e cu noi. A scris Fără drum. Nu mai comentez, numai asta îi poate aduce 20 de ani de muncă zilnică. Mihai Afanasievici, dar cine conduce ședința? Galina Nicolaevna, cea cu secerișul și cu bătălie în marș. Am înțeles, cred că voi renunța la această ședință. Trebuie să ai un motiv foarte serios. Să spunem că am fost plecat în străinătate, să spunem că în jurul lui din Ovârtejul, Ușoara Mețeală, și m-am trezit într-o barcă, nu singur, ci trei, ca în scrierea lui Geron, ca Geron, trăi într-o barcă. Salut! Eu sunt Alen Bombar, voi? Am spus numele. De dumneata, domnule Bulgacov, am auzit, de dumneata mă turisesc că nu. Se documentează pentru o conferință, aici în mijlocul mării. Da, pentru o conferință intitulată Medici, scritori, scritori, medici. Și m-a ales pe mine, de personal, de ce nu pe Robinson Crusoe? Pentru că a scris o carte despre această călătorie solitară în jurul lumii. A scris mai mult. Naufragiu voluntar, istoria unui naufragiat voluntar, Alen Bombar întâlnește marea, să protejăm marea, marea și omul, mare navigator. Testament pentru ocean. E adevărat, dar toate sunt o singură carte, o singură obiectă. Alen, vă rog, mulțumit de această apreciere globală a mea și început să vâslească cu putere. L-am privit întrebător pe Bulgacov, a ridicat un pic de nume, apoi din mâini și am înțeles că zbură. Trebuie să găsim o insulă. Ne-am trezit ca un lunar ce șercuia de auguță, în dreapta mare, agitată, neagră, cred că e Anglia. Se apropie de noi cu pași mici, un om destul de morocănos la prima vedere. Bulgacov îl salută. Toată stima domnului Oliver Goldschmidt, cu ce vă pot fi de folos? Am simțit nevoia să intervin. Am dorit câteva precizări despre operele dumneavoastră. Precizări. Insinuez că operele mele nu sunt suficient de clare
În afară de prietenul meu, Laura Stern, nimeni în Anglia nu scrie atât de clar. Precizările se referă la titlurile operelor. Nu știu dacă le-am inclus pe toate. Domnilor, am scris până acum următoarele cărți. Cetățeanul lumii, călătorul, micanul din Oate fiind de omul bun din fire, statul părăsit și tocmai am terminat greșelile ori în nopți. Vă mulțumesc, domnule Goșu, dar acum documentația mea este completă. Nu știam de ultimele două cărți. Și acum ce facem? Mergem mai departe. Am mers până seara târziu, cerul era limpede, fără nori, de parcă ar fi fost în Grecia, în Anglia. Ne-am apropiat de un om care privea nestingerii stelele. Acum suntem în Scoția. Bărbatul ne privi ușor ironic. Bulgacovul abordă direct. Bună seara, domnule Cronin. Bună seara, domnule Bulgacov. Mi-am spus și eu nu. Cronin nu reacționă la numele noastre. I-am spus și lui povestea cu conferința. Da, interesant, mărturisesc că eu n-am știut ce sunt mai mult, medic sau scriitor. Când intru într-o casă de miner și văd fețele subte de boală, sunt medic. Când ies afară și îmi vine să strig împotriva nedreptăților, redevin scriitor. Notează atunci, domnilor, am scris Castelul Pălărierului, Trei Iubiri, Gran Canaria, Sub Stele, Citadela, Cheile Împărăției, Anii dintre tinerețe, Calea lui Shannon, Grădinarul Spaniol, o aventură în două luni, dincolo de locul acesta, lumina lor. Să nu uit, am scris și o operă teatrală, Jupiter râde. Dar acum mă scuzați, mă așteaptă pacienți. Ne salută larg, apoi se grăbiți să dispară, mergând repede și legănat, poate și din cauza genții grele de medic. Ne-am așezat pe bancă. Cum am întăcere Bulgacov sau diavolul sau maestru, râșea aureole perfecte de fum. Sincer să fiu, nu știu cum să mă descurc. După ce am tăiat drastic din lista scriitorilor străini medici, tot mi-a mai rămas o duzină de nume. Renunță la ei. Nu pot. Uite, pe francez. Cum să renunț la Giorgio Amel, Luc Dutran, Arimo, Montor, François Rabelais? Ignore. Mă rog, poate să rămână Rabelais. Dar ce mă fac cu Carol Levy? Nu-i pot da. Nu-i da viza. Pentru el și Hristos s-a oprit la Eboli. Dar ce mă fac cu Albert Schweitzer? A fost medic misionar, teolog protestant, muzician și filozof german. A primit și, și premiul Nobel pentru pace. Atunci vreau să-l împaci. Dacă primeam premiul Nobel pentru literatură sau medicină, mai ziceam. Dar David Livingstone, l-am reținut ale bombaj să nu rețin pe David Livingstone, care e pe amândoi. Dar Albert de Oblin a scris Berlin Alexander Platz, un roman de celebritate mondială. Cam puțin, tare. Și Gottfried Benny, unul din poeții mei preferați. Recită din el o poezie și gata. Dar ce spui de John Keats, a scris Oda privighetorii. John Keats nu avea diplomă de medic. Mi-au mai rămas numai cinci. Perfect, cine? Axel Munde, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, François Rabelais, Friedrich von Schiller. Pe Schiller lasă la sfârșit, ai să vezi de ce. Bine, merg pe mâna ta. Cine începe? Cu Rabelais. Bulgacov sau diavolul, de acum încolo îi voi spune doar maestru, că cu un semn, cine trezire mâni și nouă. Gnion. Rabelais nu era acasă. Nu e nimic. Citește ce ai notat despre el, mai exact despre opera lui. Rabelais a scris Gargantua și Pantagruel, o serie de cărți, de cinci cărți și anume. Rezorible și nu le mai citesc pe toate cinci. Romanul lui Rabelais este o capodoperă a literaturii universale, plină de umor smumos, adesea obscen, dar și de dezbateri serioase despre filozofie, politică și educație. Destul. Următorul. Carl Gustav Jung. Dă numai opere complete. Are șapte volume și anume Arhetipurile și inconștientul colectiv, Psihologia fenomenelor oculte, Psihogeneza bolilor spirituale, Freud și psihanaliza, tipuri psihologice, două tipuri de psihologie analitică, două scrie despre psihologia analitică. Ce rețin literații din opera lui? Arhetipurile, engramele care sunt amprente ale realității. Testul următor. Sigmund Freud.
Maestrul se înclină puțin teatral și cu mult respect. Ei da, medic bun, teoretician excelent. Și cât la 100 literații mari, cerească, auzi, ipoteze, conflictele conștiente și sexualitatea reprimată sunt sursa nevroză. Nevrozele pot fi tratate cu ajutorul metodei psicanalitice prin reducerea în inconștient a dorințelor inconștiente și refulate. Aparatul psihic refulează dorințe în special cu conținut sexual și agresiv, acestea fiind conservate într-un sistem de inconștient. Maestrul era din ce în ce mai mulțumit. Mai întește și comicul și umorul de interpretarea viselor, de psihologia vieții cotidiene. Cred că e suficient. Mai ales dacă vei vorbi unor medici, nu unor poeți. Cine a mai rămas? Axel Munte, să-i facem o vizită. Maestru făcând încă un semn și în curând urcar în drumul cel fără de sfârșit de la Ana Caprie. Axel Munte ne-a primi cu multă bunăvoință. Poftiți, vă trusesc că m-a surprins într-o ușoară stare euforică, dar am motive. Astăzi, cartea mea, cartea de la San Michele, a fost tradusă în a 45-a limbă. Impresionant. Și eu care nu știu decât 8 limbi. Și astăzi am aflat că Red Cross, Iron Cross, pe care acum, la a doua ediție, o semnez cu numele meu, mi-a adus o importantă sumă de bani pe care am donat-o Crucii Roșii Franceze. L-am felicitat călduros și am petrecut o seară de neuitat. M-am trezit a doua zi în biblioteca mea, cu câtul strâng, dar mult mai liniștit. Lista mea cu scriitori străini mai avea un singur nume. Întrebare. Vreți să continui și cu scriitorii români? Da? E mult mai scurtă, oricum. Era un de foc. Era atât de frig, încât înfrecam și mâinile, încercând să mă încălzesc mai repede. Priveam flăcările jucând în fața mea și atunci l-am văzut pentru întâia dată. Era patriarhul. Sfântul tuturor românilor, blândețe și fermitate, privire catifelată și de oțel. Era trist ca flacăra unei lumări și melancolic ca un rug aprins. Nu știam cine e, dacă există printre oameni reali în asemenea chip. Apoi l-am văzut într-o fotografie. Era Vasile Voiculescu. Într-o noapte m-a vizitat, am vorbit despre scrierile lui, a acceptat cu blândețe aprecierile mele. Apoi am scris despre Voiculescu, medicul, despre Voiculescu, prorocul, sfântul. A recitat stins o poezie, un sonet. Nu-mi cerceta vârșia, ci ține-n seamă soiul, puști fructul, nu tulpina, chiar aur de-a părea. Strămoșii după nume au învârtit țepoiul. Eu numesc ca spana de mii de ori mai grea. A recitat sonetul întregime, apoi l-a trecut la următor. Iubirea mea îi trează ca o priveghi de arme. Un lung ajun de luptă eroic încordat, nimic nu-l înțelește în mine cum doarme, cititul arc în sine vibrând, dar nemișcat. Mi-a plăcut istoria, îndeosebi istoria culturală, Egiptul, India, China, Fenicia, Grecia. Îndefilau prin față într-o splendidă imperială mărăție. Citam pe nerăsuflate cărți. Dornele vechilor civilizații, gândirea feniciană, gândirea egipteană, antică în texte, orientalia, mirabilia, scripta aramaică, civilizația Egiptului antic. Toate aceste cărți erau semnate Constantin Daniel. Citam filozofia indiană în texte, Bhagavad Gita, Sankhya Karika, Tanka Sangrata, un manuscris tibetan în România, limbă și gândire în cultura indiană, arhaic și universal.
toate aceste cărți și altele semnate Sergiu al George. Și Constantin Daniel și Sergiu al George, erudiți cu sânge, și medici, și scritori. Și alături de ei un alt medic, alt orientalist, Octavian Simon. A scris despre Japonia mai mult decât un samurai, civilizația japoneză tradițională, lumea teatrului japonez, arhitectura japoneză veche, budismul japonez, Shinto, calea zeilor, șamanismul, călătorie între două lumi, eternul feminin japonez, dragonul imaginarul mitologic. A publicat dicționare și de mitologie și literatură japoneză. De la Octavian Simon am aflat înainte de întâlnirea cu Basho, este un haiku, o tanga, o renga, ce este de fapt ikebana, cum se dă ceaiul în țara soarelui răsare. Citeam la vârsta adolescenței multă proză românească. Unul dintre preferații mei era Augustin Buzura. Cărți grele, măduroase, de maramureșan țapă. Romane cu titluri scurte, uneori de un singur cuvânt sau două. Absenții, orgoli, refugii, drumul cenușii, vocile nopții, fețele tăcerii. Rare ori mai multe, raport asupra singurătății, regbier pentru nebun și bestii. Un dizident autentic, un scriitor de care nu se poate lipsi nicio literatură mare. Medic și farmacist și academician din 1992. Primea și bântuie de prin 1975, între canii, un doctor din Dolhasca și care e născut la Cimișlia de câteva Saradan. Îl cheamă Emil Brumar. Cu el au pătruns în literatura românească mirosurile reavăne de mărar, de coriandru, de condimente și continente. Frate bun cu Mihai Ursati, deși nu sunt nici rude de gradul 4. Dar sunt frate în cuget, simțiri și arome. Volumele lui curg curmol, cum precum bac lui. Versul, detectivul Artur, Julien Ospitalierul, cântece naive, adio Don Robinson Crusoe, dulapul drăgostitului, Ina un samovar, dintr-o scorbură de morcov, fluturii din Panișmar, cerșătorul de cafea, rezervația de înger, o brumă de paete și confeti, volum de colecție semnat împreună cu Ștefan Coarță, alt frate, alt poet care le învață și dezvață limba română. Mai sunt și alte cărți, dar vă las plăcerea de a le descoperi, mai ales că poeziile lui se află la propriu și la borcan și încă din 2003. Dacă vrei să mergi la teatru, puteai urmări Mielul Turbat, Opinia Publică, Sfântul Mitică Blajinu, Adam și Eva, Arcul de Triunf, Rețeta Fericirii, Ficul Minte Cristofor, Interesul General, Bulevardul Păcării, pentru fericirea poporului sicilian. Piese interesante, comedii frumoase, uneori cu mici cătriguri, cătrige și aluzi, toate semnate de medicul Aurel Baranga. Și mai erau și fabule și revista Uzica. Dacă nu vrei să urmărești niciuna din piesele deja amintite, puteai alege alte spectacole. Eu, Mircea Voievod, Marele Dumnezeu și Aduna Apele, Roa pe trotuare, Zidarul, Lucaciu, Cetatea de Teatru Albastru Deschis. Piese scrise de doctorul în medicină, Dan Tărchilă. Dacă vrei să înveți arta de a trăi, arta de a scrie și de a vorbi în public, dacă vrei să afli mai multe despre condiția umană, despre Eros, despre Thanatos, despre Peter Bruegel cel bătrân, despre Hannibal, Lector, Tudor Ian, despre luminile Capricornului, despre argonauții Victorului, despre poezia, mod de existență, intră într-o librărie și caută cărțile semnate de doctorul în chirurgie, medic primar, psihiatru, Ion Vivere. Citisem romanele Fanar și Ascripios și apoi, după o oarecare pauză, două alte romane, Întoarcerea în deșert și Eleco. Autorul același, Horea Stan. Scria foarte bine, se mișca ușor prin medii istorice de mult apuse. Am aflat mai târziu că era fiul lui Zaharia Stan și că era un apreciat medic. Din păcate, a murit mult prea tânăr pentru un scriitor. Nici județul Neamț nu duce lipsă de scriitori medici.
Primul dintre ei, comentat chiar de Călinescu în istoria sa, este Ioan Mironescu, pseudonimul Eugeni Mironescu, născut și mor la Cazlău, doctor în medicină și specialist în dermatologie la Berlin, prieten cu Sadoveanu și Carabeti Brăianu, excelent scriitor pe genul scurt, deosebit schița, autor al volumelor Oameni și vremuri și Într-un colț de rai. A dat singura versiune viabilă, scenică, din creangă catecheții de la Cumulești. A creat personaje memorabile, precum Tulie Raduteacă și Tuptură Veteranu. El a impus o variantă muntenească a umorului nemțean, umorul de Tazău, pe care îl revitalizează azi un Cezar Țucu sau Constantin Ardelean. În adevărat, om orchestră, recitând, cântând ca un profesionist la vioară și pian, editor, autor de venerabile cărți de medicină, dar și autor de proză, antologator este doctorul Virgil Răzeșu, cel care a depășit 21 de volume, între care ar trebui menționate Spectrul intim din viața unui chirurg, studii care au revoluționat medicina, Plimbările vieții, roman, Unitatea de aur, poezie, tratate de deplorare și altele. Este autorul unei antologii Scriitorii din Ață. Deschid de o paranteză, editura Răzeșu, pe care o conduce, mi-a publicat romanul Cicatricea, romanul care mi-a dus cele mai multe premii literale, între care și premiul unui scriitor din România, filiala Iași. Subtil traducător, mare iubitor de cuvânt scris și sau rostit. Al treilea nume la care vreau să mă opresc este cel al doctorului Dan Gabriel Arbătescu, poet surprinzător, prozator de mare finețe, excelent analist, având o deschidere reală spre zonele crepusculare ale fantasticului, Dan Arzătescu a publicat volumul Eu, chirurgul, volum premiat pe bună dreptate și pregătește un alt volum cu povestiri fantastice. Sunt convins că, în timp, Dan Gabriel Arzătescu, foarte tânăr ca scriitor, va deveni un scriitor de prim. O surpriză pentru domnia sa. Doctorul Arbătescu nu este singurul medic scriitor din câmpul Îngușcel. Este vorba și de George Ulier, născut în 1884, și care, în 1913, era deja doctor în medicină și chirurgie, cu o teză interesantă, operațiunea lui Foster, în crizele gastrice ale tabiesului. A publicat un incident, un jurnal intitulat în care un medic de plasă însemnă. A treia variantă a jurnalului a fost publicată pe grija lui Alexandru Rossetti, revista Fundațiilor Regale și apoi evoluând în 1948. Creația sa mai cuprinde Amintiri 1921, Puterea nerușinată, Răspunderea tăcerii. A murit tânăr în 1943. Unul dintre cei mai neîndreptățiți scriitori români este Victor Paglian. Nu mă refer la perioada sa de detenție politică, ci la faptul că încă nu și-a găsit locul pe care îl merită în istoria literaturii române. Personal îl consider unul dintre cei mai interesanți și valoroși prozatori români. A scris și publicat enorm și asta explică, în parte, descurajarea criticilor în raport cu opera sa. Generalul Frangulea ne leagă pământul sufletului Faust, Manechinului Igor și alte povestiri despre iubire, volum excelent, Chinuiții nemuririi, în trei volume, povestiri fantastice de Cameronul Românesc. A scris foarte mult teatru, novele, scriere ezoterice, dar și Anatomia omului, două volume, Tratat de anatomie umană, Manualul practic de disecție, etc. Ca și doctorul Răzeșu, a fost un virtuos al viorii, terminând conservatorul și fiind angajat într-o orchestră profesionistă. Adevărat om universal. Din păcate, mi-a mai rămas foarte puțin timp, dar nu pot trece peste extraordinar medic scriitor, Arcadie Percev și Mihail. S-a amintit doar terapeutica naturistă și printre mari cărturași și mari medici de Acadie Percev și literatura clasică a medicilor, două volume,
elevi scritori și publicii români în dicționar, dar și unele volume precum Eu sunt Casandra, Eneiacule, Prepeleacul cu jurnale și tehnici și metode de a necura singur căciula ale lui Mihailite. Mărturisesc că ideea acestui studiu despre medici și scritori mi-a fost dată de cartea lui Terce, printre mari cărturari și mari medici, pe care mă bucur să o am autograf în biblioteca mea. Ultimul dintre scritorii medici de care vreau să amintesc este cel de Zeletic, pseudonimul Constantin Timoftache, poet, eseist, traducător, profesor, doctor, medic și biofizician. Iată ce scria despre el Sorin Labric, alt medic scritor, 2010. De fapt, Zeledin secreta cultură cu ușurința cu care Orlandă își secretă hormonii, ori pielii sale părând anumite dilatații pe care, pentru a emana particule olfactive de ordine spiritual. Dar ce te mărmurea la Zeledin nu era atât luxurianța erudiției, înspăimântătoare și inexplicabile din perspectiva unui om normal, cât împrejurarea că acest apetit nu cunoștea întrerupere. Știa o carte nebunească. Prin cel de Zeletin, Michelangelo, Charles Baudelaire, Renașterea italiană, Sonetul italian, Nebun Mediu și Renaștere, Ramayana lui Valmiki, Paul Verlaine, s-au apropiat mult de mine. Pot spune că prin Zeletin am descoperit frumusețea sonetului italian, al sonetului în general. Dați-mi voie să aduc un omagiu aici și acum, după cum aș vrea ca acest omagiu să se reverse și asupra dumneavoastră, slujitor ca și mine în cuvântului și implicit al limbii române. Am un singur minut din omagiu pentru dumneavoastră. Vreau să vă recit sonetul limbii române și veți vedea de ce. Ca într-o poveste te-a scos în cale cineva. Eram mut, ca un vas de lut. Mă apărau cele 7 vocale, le primisem, semn sacru ca pe un sărut. Te înalți la munte, te cobori în vale, învăluită în pace ca într-un scut. Și aflu că mătasea este moale și că durutul Doamne, vai, m-a durut. Te-a înmuiat fierare și poeții, copiii te-au purtat mereu gânduri, pe cerul tău mai zboară grav pereții și toți te urmărirea rândul rândul. Țăranii te-au primit eu și casă și pentru toți rămâni mereu mireasă. Și iată ultimul scriitor străin, Friedrich von Schiller, și iată, o da, bucurie, să ascultăm.